Stai dincolo, după ce apar. Să vin grijă la căi. Du-te-n față, du-te-n față. Du-te mai în față. Da, 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 da. Nu mă atât, lasă-l aici, lasă-l așa. Domnul Ionuț, după cum bine ne-ai obișnuit, tot timpul aduci cu câte un cal foarte frumos, tânăr, de 2-3 ani și acum îl avem pe cel de față. Ai mai avut unul pe care l-ai dat la domnul Dorin. Așa. Frate cu el. Așa, care l-a și plătit. Da. Foarte bine, cum să zice? Bun, bine zic? Bine zici. Așa? Și zici adevărat, al lui Valoare. Și zici că el e frate, da? Da. Domnul Dorin nu-i pe... Face 2 ani în iunie. Domnul Dorin nu-i pe aici? E pe aici. Nu l-a văzut? L-a văzut. Nu. Cum ea l-a văzut, i-a plăcut, ce rămâne? Ce rămâne de văzut. De făcută? Da. Foarte, foarte frumos. Da. E de vânzare, Ionuț, cine e interesat? Ionuț, ai Facebook, Facebook. Da. Cum te pot găsi, băieții, dacă... Lazar Ionuț. Așa, dacă... Dacă e interesat. Dacă ești interesat și dacă li s-ar potrivi ca și pereche. Și de montă, da, și de vânzare. Te duci la montă cu da, el? Da, ai, deci ai rulotă, da? Da, am remorcă, am tot ce trebuie. Super. Da, mulțumim frumos. Mulțumim. Poți să alegi. Mulțumim, domnule Ionuț. Bă, du-te treabă, bate, n-are sârmă, bă, pula. Da, ce drum la noi, la luna a fost 5. Tu ești de acolo. Domnul Cristinel, ce faci? Bine, vă salut. Unde? Unde e Florin? Acolo, cu calul dincolo. Bună ziua! Te salut! Te salut! Aici cu domnul Grig, cu domnul Marius, ați venit de la Bihor? Da, sigur. Frumos aici la Cluj? E frumos, uite, soarele e sus. Am venit pe ploaie și cum am ajuns, a ieșit soarele. Da. Așa zice ciobanii, că după ploaie vine soare. Ciobanul se bucură când e vreme rea, că vine vremea aia bună. Domnul Cristine, pe filmarea aia se văd pătrățele, că erau frumos, te uiți. La tine se văd, la Luci numai unul, la mine la Marius. La mine tăgâți, dar... Așa? Bine că se vorba, merge auzi, ceva. Vorba la fratele meu, domnul Mărjoie. Bucătărea nu-i bună. Așa. Zic că aici ați venit cu caie. Da, i-am adus să plimbe un pic, să iasă la aer.
Sperăm să facem și ceva târguri, nu numai că i-am adus. Noi cu intenția aia am venit. Dar e mare târgu sau mic? Foarte mult. Foarte mult. E bun astăzi aici. Nota 10, nota 10. Dacă ar fi mai frecvent. Deci zicea prietenul meu Andrei de la Ștei. Da. Că vine și el și pe drum încoace, a zis, bă, Grigna, mai public, că zicea aici să strâng 25 de cai. Și? M-a dezamăgit. Când am intrat în târg și am văzut ce aici și ce mai venit... I-ai făcut una poză, să... Nu, dar o să vadă el, de la tine. O să vadă. Așa că îl salutăm pe Andrei. Care Andrei? Andrei de la Ștei. Ăsta, ăla ce face mere la concursul cu caii sau? Nu, mere, altul. El e cu combinații. Am înțeles. E de combinator mai mare ca Mr. Lucian. Da. Așa. Luci, ți-ai adus ceva interesant la târg? Da, sigur. Că Luciul e un negru. Așa. E puța sură. Așa. Mai târziu, dacă înainte să-i urci sus, să-i vedem un pic, să dăm la rampă. Îi vedem, sigur. Cât timp are el acum? 5 ani. Frumos. Marca domnul Miuțescu, cunoaște România. Așa, Luci, eu știu. Îl salutăm pe domnul Miuțescu. Îl salutăm. Îi dori sănătate să poată să tână cai. Da. Cât de mult? Cât de mulți și sănătate și putere. Așa. Clar. Să poate să mai dea câte un căluț în România. Da. Da, să știi, are marfă foarte bună. Ne bucurăm că cumpărăm de la dânsul. Așa. Mie îmi place cai foarte mult de la dânsul. Și acum am adus un cal bun de la dânsul. A? Îs pe stilul tău caiului, da, da. Eu știu stilul tău de cal, știu și pe lui Grig. Da, acum da. Grig are mai multe tipuri de cai. Stiluri, dar eu când l-am cunoscut pe Grig, avea un cal sur. Da. Cu păr pe picioare. Corect, Grig, așa e. Cu comele albe. Așa, așa. O trecut de atunci cât? 5 ani. 7 ani. Așa. Special calul a fost oricum. Așa. Grig cum stai acum? Părerea mea. Pentru vremea mea bun, știi? Special cal. Ce am vrut să te întreb, Grig? Cât cai ai acum? Am vreo 15. Ce stil de bici e? Stai să văd. Ăsta e un stil, un bici de bambus pentru dresaj cai la trăsură, deci să-i conduci la trăsură. E numai de design mai mult. Stai să facem loc, exact, că vor să iasă. Exact cum domnul Mojoi ține bastonul, așa eu dă-mi țin mâna. Piciul. Dă-mi un pic. Stai așa. Ăla-i. Te ajută? Nu. Perfect. Acolo sunt filmul. Unde? Alea ați văzut? Trebuie să vă rugați pe burtă să vă lasă o iapă dintre aia. Te salut, domnul. Zi. Ai făcut mașina. Eu? Da. Ce mașina? Fordul? Păi nu ții minte că când era lângă tine, că m-am dus să mă cer cu ăla. Da, cum? Am rezolvat. Da? Bună ziua. Vrei, domnul. Ce faci? Bine. Te-ai mutat de pe zona de la tine de acolo? M-am mutat de acolo, mi-am luat apartament pe Pori. Nu las că nu-i rău. Nu mai am cai, nu mai am nimic. Păi de ce? Dacă nu mai putem să ținem, că lucrăm. Aha. Și merem la muncă. Mai mult avem de câștigat. Am înțeles. Ma fiecare cum consideră. Da. Uite aici, Ani, ce zice calul cu formula asta? Ăsta e ceva unicat. Ha? Ceva unicat. Ai văzut caia astăzi la târg? Am văzut. Numai reclame. Care la Cluj e cea mai mare reclamă. Care ți se pare cel mai smicer din târg astăzi? Cai stai. Care e? Care, că sunt foarte mulți cai, nu pot să dau un pronostic. E bun așa, ăsta e cel mai bun. Calul ăsta e deosebit de frumos. Aha. Nu știu, cât cer pe el, prietene? 15.000 de euro. Are pedigree? Păi, dacă n-are, o să-i facă. De unde ești? Asta nu-i calul lui Romi, mă. Nu mă pic de testa, nu mă pic. Asta, rămâne. Ce zici? Ce să mai zic ceva? Ceau, băiete. Ei, mă, plin mea, băiete. Mă, așa m-am făcut.
Foarte frumos. Oh. Cât timp are acum? Frumos. Oh. Oh. Ești Mult ai stat la masă? Mult ai stat la masă, că te-am urmărit când te duci. M-ai urmărit? Ce v-aș fi spus? Bine, uite-mă, sănătate, ia uite-te aici. Bă, umbre, mai filmat și ca aia mai mici. Mă, tot aia mari, bă, Cristi. Dar tot timpul i-am filmat aia mai mici. Sunt ca și după oameni mai mici ca mine, da, 50 de chile. Nu mă atrege aia de o tonă. Nu am treabă eu. Ia-o zi, Cristi. Bine. Luci! Luci! Ce se întâmplă? Salut! Luci! Acum vorbesc! Hai, fac ceva? Știu eu că lăptăm. Vezi că te așteaptă să merg la el ăla cu hamurile, Ionic. Dar nu a plecat încă, așa? Nu, că au spus să te aștepte. Bun. Nu știu că ești vinit. Dar nu că... filma pe mine? Trebuie, da. Trebuie să îmi dea ceva. Ce ar fi? Două căpete. Ce l-a adus? Cristinel. S-a dus. Ce faci în românește dacă nu ai filmat? Păi mai sunt și alții. Nu sunt. Luci, ce se întâmplă că nu te înțeleg? Vrea să facă schimb. Am înțeles. Bun. Asta e. Vedem. Nu, bagă-te, acolo. No, cum ți se pare la Gilău la noi? Bine. Fain? Foarte bine. Îmi place. Nu m-au dat afe aici. Aha. Înumărat eu, domnul Cristian. Domnul Dorel, aici la teren, da? Bună ziua, domnul. V-am luat dintr-o dată, cum se zice. Nu, nicio problemă. Primii puși la rampă, bine zic. Da, ăștia s-a lăsat. Așa? Se străiască. Și Pepe. Așa. Unul l-a lăsat acasă, că nu mai încăput. Când nu mai încăput. Trebuie luat un... Trebuie luat o locomotivă și după aia un vagon de ăla de pui frumos, cum punea odată băieții cai în vagon. Să face ca Ionuț, nu să vin direct cu tine. A, așa. Așa. Domnul Dorel, ce părere de treaba asta cu Ionuț? Ce să, din punctul meu de vedere, Ionuț e un bărbat adevărat. Așa. Care e invitat de multe ori la el, face niște târguri, o să zic, între cele mai mari din România. Așa. Și așa aici a venit cu marfă exemplare, una și una. Da. Un băiat din nota 10, ce să zic. Aici prietenul nostru, domnul șofer. Domnul șofer, aici lângă domnul Dorel, te rog. Dar nu ești în timpul serviciului, a fost dimineața. Așa. Om tic. Dau cursuțele. Eu tot fac liniuțe cu domnul șofer cu autobuzul. Când cu cealaltă, când cu asta alta. Faceți liniuțe? Da. Cred că fac băieții ăștia o... Un târg? Da, vă știu faceți. Așa, uite, aici ai un pretin. Strigă-l. Domnul Giuri de la... Giuri! Uite că vezi că aude. Hai aici, Giuri! Stai așa, domnul Dorel, rămâi aici, te rog. Strigle că nu-i tare. Giuri! Hai un pic aici. Hai lângă domnul Dorel, te rog. Cameraman. Pune-te lângă domnul Dorel. Așa-ți lângă domnul Dorel. Strigă și mâna că suntem ca bravo. Nu mai lasă că suntem așa ni fiecare cu ce avem. Bune! Domnul cu ce te putem încurca? Ne luptăm amândoi de 20 de ani. Te nu ne putem trânti unul până la jos. Mari minuni am avut în viață. Am avut mari zole. Dar știu că sunt mărchii de casă. Nu v-ați avut. Domnul șofer, ai aici lângă băieții. Aici îl punem pe domnul șofer de pe autobuz. Pe ce autobuz lucrează domnul șofer? 25. Așa. Avem și șoferi care ne urmăresc, mai avem încă un șofer care... Mai mulți. Sunt mai mulți șoferi care ne urmăresc. Îi salutăm pe toți băieții de pe autobuze. Și când mă văd... Și dacă sunt,
dacă mă văd între stații, să oprească autobuzul. Am avut așa om, șofer. Oprit între stații, hai băieți, sus, să te duc acasă. Tu ești om cunoscut, mă, omule, mă, cum să nu te... Băi, cunoscut ca președintele țării, dar... Asta, măi, tu ești ca o... ce Obama, pula? Ca Trump. Așa e cu... ca Donald Trump, e pacaboși. Domnul Duriș, Cristinel, Cristinelico. E omul care ne-a făcut să ne cunoaștem pe toți în România. Cristinel ne-a făcut și bine și rău, și rușine, și pregini. Dă-te, dar tăi fratele nostru românii. Cristinel a făcut și bine, o și domnit, o și străca, dar nu-i mai pătrăt până la asta noastră. Mă glumim, Cristian, mă numeam. Am știut. Dar mai sunt și alții care vă promovează. Bă, toată lumea ne promovează, dar mă, ca noi nu ne promovează nimeni, cum ne promovăm noi pe noi. No. Da, zic, ți-am trimis filmul cu scara. Nu mi l-ai trimis. Da, cum nu? Dar promovează-mă să stea altul într-o mână acolo, la 7 metri pe scara. Fii atent! Tracțiune într-o mână, la înălțime maximă. Ce, Iuri? Eu, eu. Ți-am trimis filmul. Nu, mi-o ai trimis. O să film acum cu scara lângă casă, jos. Și făcea flotări așa lângă scara, știi, jos. Timpul ăsta, mă, să nu te aud, mă, că așa stătea în capul. Iată, băieții de la Bihor, băieții de la Bihor fac târgul la Cluj, uite-te. Așa? Ia, uite-te. Fratele Grigore și cum? Da, vezi, uite-te, de ce e bun un târg aici la noi la Cluj? Ai văzut că el aia acasă nu a putut să facă târg, dar la noi fac, domnul Cristian, ai văzut? De aia trebuie... Pe teren nou, neutru aici. Domnul Cristian, astăzi e cel mai mare târg. Care a fost? Din una, de când e târgul la Gilo, atâția cai nu a fost niciodată în târgul nostru. Zici? Da. 100%, pe noi vinim cu diuri de copii aici, nu? Și buci, dar pe când vineam noi pe vreme, nu mai vedeți de cai, pe vremea noastră era și... E număr mare de cai astăzi. De aia răi, știi tu? De aia de tu după cacaracu, amu, nu sunt numai după ceaburi. Deci ăștia zic că nu se face târg cu cai. Uite, vezi, de exemplu aici, băieți, se fac târg. Aia da. Vreți ce să fie aici? Nu-i grigă să fie aici. Da, mă, nu-i grigă să fie aici. Bă, da, cum e? Așa am auzit-o pe nuș. Aia lipițenia în gaz grozavă. Seara ne filmează domnul Cristine. Ce faci, domnul Cristine? Bună, bună. Ce faci? Bine, dumneavoastră? Bine. Prindeți-vă de ghidon. Prindeți-vă, trăgeți. Eu așa am înțeles că asta a fost 1 miliard. Asta a turat. Așa am înțeles, dar pe nu știu. Așa o fi. Trăgeți, trăgeți un pic. Mai tare. Atât, atât. Nu știu dacă e adevărat, eu așa m-am auzit. Așa să fie, că uite ce e apă frumoasă. E grozavă. Lați de astuți, nu poți îl puteți filma așa? Ce să fie cu mașină? Cine vede? Ne-a dorit, nu facem nimic.
Suntem proaste. Noi vedem ce rămân la urmă. Zi, Alex. Aici cu domnul Valentin. Cum ești? Foarte bine. Mi-a fost. Ce fac băieții acolo? O parodie. Dacă nu te înțelegi, dacă nu te înțelegi, prindu-i la lumea. Aici îl văd pe Dani, mă duc după el să-mi ia aici. Bine. S-a aranjează, băieți, s-a aranjează. Ce? Nu, că nu mai încerca cu spatele. Da, uite, cu fața, îl bagă ăștia, îl iau în brațe. Bravo, băieți. Băi, vezi răbdarea. Hai să dăm ceva. Dăm ceva. La frec. Nu știu că aia, nu știu că aia, nu știu că aia, nu știu că aia, nu Hai mă, să-l vedem. La el am. Să-l Lasă-l.
Bă, cu câte ai? Ce? Ani? N-are nimic. Gata. Cei mai mulți specialiști îi găsești în târg, să nu uiți asta de la mine. Întotdeauna. Gata. Arată foarte, foarte bine. Arată mult mai bine ca tura trecută. În târg. Da. E mai mult? Ce hernie are? Ce? Nu, hai. Hai, că ne auzim. Nu te dor. Domnul Victor. Ioi, scuze. Nu m-am uitat. Ne scuzați, domnul Victor. Ia, eu. Nu mă zici, am dat ăsta și e hai încoace. Nu, hai. Hai. Interesant cu șacul tăt, n-am mai văzut până acum. Ala e joc, mă. E, da, cu tot cu ham. Dar tu vinzi hamul. Vorbești cu șeful? Da, mă. Nu-l la numai la calul ăla, e bun. Ba cum, e bun lui Alex. Hai, Alex, aici, lângă domnul. Găsim de alea. Unde? Știu eu. E, da, dacă îl avem aici, acum l-are domnul. Aici. Tinere, nu te dai jos să-l prezint jos fain. Prezintă-te fain cu el. Hai. Ăla-i. A, deci stai o secundă, mă, că ăla nu-i cu șaua, mă, băiete. E numai piept. Ham cu tot. Da. Aveți grijă acum. Astea așa zi, ale? De trăgătorile am tras peste el. Da, că el trage numai aici în gât. Da. No, Alex, unul de ăla nu ți-ar fi rău. Hai cu el. Rămâi acolo. Alex. Nu pot să viu că ăsta-l montează, nu știe la oamenii. Mișcă-l, tare băieți, mai. Pune-l mai acolo, băieți. N-are nimica, că doar aici este o grămadă de gladiatori. E, dar scapă și poate să-l lovesc. Auzi, Alex, ultimul gladiator eu. Mă auzi? Cât timp are armăsarul ăsta? 5 ani. A? Frumos. Nu mă facem
Acum ați ajuns la târg? Acum. Numai pe el îl aveți? Mai avem, mai avem. Am avut două iate, eu... Să trăiți! Ema! Nu cred că vrei să-ți cumperi cal greu de tras cu ham cu tăt pe el. Acum aici să facem. Ce crezi că banii lui, nu? Și uite, eu am șorom până la tine. Și pun pe ham. Mi le nasc cadou dacă n-a dat el acum. Că ia el într-o bună zi, l-a găsit. Îmi place. Nu. Bine, dar nu am aceea. Da. O piesă rară. Nu trebuie să fie rasa asta ta preferată ca să poți să spui de calul ăsta. Da. Frumos. Dar mie îmi place și calul lui Alex. Da, la fel de frumos. Uite-te acolo. Fiecare. Gheori, ce ne anunți cu zi? Eu vreau să răbăsăresc iepile mele cu hrămăsarul ăsta. Așa, de ce? Că îmi place. Ha? Da. Ăsta e sistemul de cai ce vă place vouă. Da, da, îmi place. Uite ce am aici. Ce? Fac ce? Două ce? Șlunguri. Da. Un cadou la domnul Alex, nu îi faceți, un cadou. Băi, îi face. Când? Eu le strâng. Băi, le facem, facem. E, da, un cadou că domnul Alex merge. Da, da, ți-ți fac un cadou. Când? Când vrei tu. Acum. Eu tu că care, am pentru că hai că nu știu că aveți abici. Nu, 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 nu mai gata. Gata, curat în engleză. Nu ne traduci ceva, Ema. Nu înțeleg engleză, nu știu engleză. Alex, te rog să traduci. Știi engleză? Da, da. Nu, Gheorghe, ne traduce ce a zis. Ce să zic? Ce a zis? Dar nu știe limba engleză. Nu, nu, nu. Asta e franceză, nu știu. Îi trebuie la țiganul Carnegie, e bună, așa, am zis că... Aveți oi? Da. Nu, bun. Și? Și care nu sterpini, le tăiem și le tăiem și punem la băie să ducă tocană și mămâligă de aia țigănească. Ca țigăncile nu face tocană nimeni pe fața pământului. Unguroicile mai mărg acolo. Așa? Româncile nu trebuie să facă tocană. Nu știu. Și de ce nu le învățați? Păi da, dacă nu le învățați părinții lor, ce să le văd eu? Ia și cu domnul... Am înțeles. Serul s-a temit. Sănătate. Asta e mânză. Cu ea pasură de la voi, ce se mânta cu cal de tăpă, așa. Da, da, da. Da, da. Nu mai ține? Mânzu? Nu, nu știu eu să-mi trebuie. Ia să nică. Mai ai mânzu? Nu. Ai dat mânzu? Nu. Ți-a sunat băiatul de la Mărișelul, dar... El e? Da, el ți-a sunat. Stelic. Unde l-ai dat la voi? Acolo, în vână? La noi, dar... Sunt... Mânzu! Bă, du-l las mânzu, bă! La secret! Nu s-o pare așa de rău, 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 aici instalația are și au amândoi. Domnul Liviu,
ne-am întâlnit la Gilău, la târg, da? Da. Aici, târg mare, foarte frumos. Și ați venit și dumneavoastră cu calul ca să luați parte la târgul nostru frumos de la Gilău. Doriți să faceți un anunț? Da, vreau să fac un anunț. Pe data de 6 mai, a doua zi de Paști, da, o zi de luni, vrem să facem un festival ecvestru la Brădeni, județul Sibiu. Da. Cu concurs, tracțiune, simplu și dublu. Premiile vor fi foarte mari și o paradă de frumusețe, care spre final va fi și un festival cu Orel Tămaș și alții. Și alții, și alții artiști, da? Da. Domnul Liviu, ce să zic? Ne bucurăm că faceți, vă doriți să faceți ceva foarte frumos în localitatea la dumneavoastră. Vă mulțumim de invitație. Și vă așteptăm un număr cât mai mare, pentru că premiile vor fi foarte mari și vrem să fie cât mai multă lume și să profităm de... Să fie ceva interesant. Sigur. Bine, vă mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. Te salut, Florin. Lasă-l. Florin, schimbăm caii. Bine. Hey,
Mulțumesc! Lasă așa! Nu! Când îl vezi că stă pe poziție, nu mai miște. Acum era perfect! Scura mai de la auzi că ho! Dă-te acolo! Ho! Ce e la o doctă sura de la mine, măi? Cum zice? Mă scuzați. Ce sură? Când a fost la Măgurii. Așa. Ăla de... Bistrița, stai cum îi zice, măi. Ionuț. Ionuț. Nu mai țin minte. Ionuț, mă, din Breaza. Așa. Obiectivul aparatului. Da, domnul Dan. Îl știți pe domnul Dan? Îl știți pe domnul Dan? Nu știu. Știe dacă vrea. Ce face domnul? Cum sunteți? Foarte bine. Arătați foarte bine. Urs de cameră. A? Galbun de gras. Da, îl știți acum pe domnul Dan? Ce face căruțele? De la Gilău. Ce când dă... Uitați ce ciocan are. Ciocan? Când te-o lovit cu ăsta la ureche, în alt timpan joacă. Da, 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 da. No, eu zic numai cum... Ce se poate întâmpla? Nu. No. Ziceți. Ai oprit? Acum. Ce se întâmplă? Polonia! Luci! Ce se... Ce se întâmplă? Hop! L-ai dat sau l-ai cumpărat? L-am dat! Luci, dă-l încolo ca să nu se fie pe noi! Dă-l încolo, te rog! Luci, mulțumesc! Lasă-l acolo! L-ai dat la schimb? L-o lua la schimb. L-o lua la schimb. Oh.
Se făcea cu mașinile. La schimb, când ne vedeam într-o lună mașină, la schimb, făceam noi într-o lună. Hai ce facem? Dar cum? Dar cum? Mă sănătă, merg cu el acasă. Așa, așa. Făcuta cu mașină. Luci, e bun, poți să lezi. Ei! Mulțumesc, Luci! Fac o poză, mă! Alex, mă bucur că ne-am văzut aici cu tatăl tău și cu armăsarul tău de sânge rece unguresc. Să-ți trăiască! Să-ți fie sănătos! Grijă de tine! Mă tem că am înțeles că multă târgă în somnul și urează. Bine, aici e cam nimic deja, mă. Domnul Costel, v-ați întâlnit aici cu bunul dumneavoastră prieten, cu domnul Dorel. Da. V-ați făcut și mici cumpărături. Da. Așa, de vândut ați vândut. De vânzut cumpărături de Paști. De vândut ați vândut ceva? Da. Așa, îmi place că vă stă bine portocaliu. Zăi, frumos bărbierit. Și domnul Dorel la fel. Hai, ce frumos. Vedeți că nu-ți bărbierit la mama. Costeatul și mine mai puțin este. Acum ar vin tu numai în armată ce faci asta. Cred. Așa. Cred. Păi pe mine, n-ai văzut că m-au pus în genunchi? Când ai ciocolată. Du-te. Nu e adevărat. Hai. Fii atent că trebuie să stau cu mânurile sus. Prietenul nostru, domnul Lică, de la Bistrița, ne trimite ciocolată iarăși. Duminică trebuie să mă duc după ea. Înseamnă că atunci duminică dimineața mă duc după ciocolată? O sută de căpestre n-ai undeva. Domnul Cristian, dar pe ce bună pușoapă? Am fost la noapte la Arad. E, da, din Acuișev și v-am dat domnul Dorel. Și ne-au avut de dat. Da, domnul Dorel, strigă după mine. Bă, tu primești căciulă și pentru mine nu știi să vorbești de o căciulă. Și mă sun... Nu. Cum omul ne-a trimis că o zis că ne trimite căciulă. Cine vă sună careva, mă? Nu știu, nu ne interesează. Lăsați telefoanele. Ziceți, domnul Costel, ne scuzați. Ziceți, amândoi. Doi la pătrar, cât e? Ziceți. Zece. Doi la pătrar. Zece rotund. Cât e doi la pătrar? No. Zece rotund. Bun, ziceți, domn Costel. Și o zis omul, zice, vezi că am trimis. Pune de acolo, te rog, lângă. Căciul, zice, pe Cristinel. Da, da, că mi-e iarna. Exact, asta, bine. Și uite-te acum, noi avem nevoie de clope, da, și de la mâine de... Da, ce-am zis, căciul, domnul Dorel? Eu ce-am zis? Da, da. Eu. Auzi, domnul Cristinel, omul gospodar. Da. Vara își face sanie. Așa. Așa că nu se supere. Așa. Domnul Costel a zis, ce achiziție a făcut domnului Cilăptaru. Da, da. Da, e bine, rog. Îmi place calul lui. Da. Nu vreau să zic că ăla e cal pe inima noastră. Da, da. Îi sau noi? Domnul, apoi nu ne interesează banii. Da, de una e o profesie. Da. Dar nu e vorba de aia. Cea mai bună părete de suri. Da. Din județul Bihor. Da. Cu foarte mulți crescători de cai. Foarte mulți, foarte, foarte mulți la Bihor. Dar? La cea mai bună părete de suri. De măr la trăsură, de măr la căruță, de măr unde ai vrut la evenimente. Așa? O fost al lui Luci. E adevărat, Luci? Da, da. Da. Degeaba s-a supărat el la mulți 20 de ani pe mine, că i-am zis că nu-i normal supărat la cap. Dar nu! O târguit o iepuță neagră, da, așa nici la un, da, pompier. Da, da. Eu îl opresc pe pompier, s-o spăria, ducea cucuruz la urmă. Da, da. Și zic, trage în față la el. Zic că te-ai îlbăt cu ce toată, nu, că nu știu ce, că Luci Lătar a dat totul. Da, cu două tine, dar e că e cu Luci Lătar e domnul. Dar eu nu-l cunoșteam, numai Blenda. Da, da. Mai tare. Și apoi de atunci am rămas prea. Și eu zic că ce-au zis domnul Luci? Că după 20 de ani și-o dat seama că nu e bolul. Dar tăți nu ești cu cai să te crezi că niciunul nu suntem normal că suntem cu cai. Nu normal că suntem cu cai aici, vă spun eu. Cred. Îți garantez. Cred. Unul nu-i cu capul pe semne, care-s cu caii, până să le vorbim. Așa. Tu ești fără cal, ai scăpat. Nu faci parte din... Nici lumea ta nu ești cito. El nu-i numai pe jumătate, că el are numai pe unei, înțelegi? Încă n-am ajuns la... Nu, că vorbea de mine acum, domnul Costel. Nu, dar de domnul, zic eu. Ei, eu mă ocup de punei. Are și el problemele. Auzi, dar probleme mari. Să mor, e nu de o lună,
tot încearcă băiera să margă de la mine. Dar tu ce dracu, că șeși e pe acolo. Găsești, da. Tot am noroc, era scandal. Că Cristina îmi vrează. Că nu mai pot eu. Ceva la târgul trec viitorul, că zgârea pe față. Nu-ți teme. Așa zgârie. Așa pe față. Găsă la celălalt târg, aduc-ți aminte cu nepoată, că lua diplomă. Ce diplomă? La celălalt târg. Era acolo lângă tine, mă, mă nu ne știam așa bine, nici amă nu ne știam. La expoziție eventual. Eu am făcut poze cu campionul și cu ăsta, după scenul ăsta. Așa, da. Am o artistă, da. Pentru ei am luat, pentru nepoată am luat cai, nu pentru mine. Așa, ne scuzați un pic. Luci, deci ai luat un surf fain, da? Nu las că nu-i rău. Auzi ce zic? Aduce cai bun. No, când merem pe la... Am poreche la el. Domn Costel. Orice, unul și unul. Poreche la el. Uite ce toliguțe au băieții, domnul Costel. Când merem? Unde? La plimbare. Merem într-o zi, ține pe cal. Domnul Dorel, ne scoși tu să ne prezinti un mic aici după aia. După prietenul nostru. Hai, Luci, lângă mine. Da. Să nu păsăși ceva. Așa. Ce lovească, bun cal. Are grijă de tine. Are. Titi, bun cal ai. Titi, uite acolo. Bun cal ai. Am dat. Ăsta e un pâns din Hărmăsaru și-o pus la Gabi, la Valea Mare de Criș. Da. S-o fost și la Dorel. Da. Ăsta e marca mică. Da, așa. Bestianul ăla fără codă. Da. O mamă. Neagră bună. Da, foarte frumos. De 3 ani. Armăsarul deja are produs. Da. Frumos. Te duci cu el la muntă, nu? Da. Pentru cine dorește? Câți armăsari acum ai de muntă? 3. Deci apă Gelu, da. Pe el și fiul lui Gelu de 2 ani. Cum te găsesc băieții pe Facebook dacă doresc să-ți vadă caii? Tituț. Așa, cine dorește să vadă caii lui Tituț și vor să monteze cu armăsare lui, îl poți contacta pe Facebook-ul ăla. Bun cal. Mulțumim frumos, Titus. Domnul Dorel, vă așteptăm când puteți să... Vezi că te așteaptă Ionel. Da, da, trebuie să mă duc pe căpete. Te duc. Cum zici? Costelul îmi iubește și uite-te după căchele amen că vreau să margă la Costel. Așa. Domnul Costel. Da, domnul Dorel, după ce îl prezentăm pe pretinul, dacă domnul Costel e aici cu noi, ne ajută, nu? L-a prezentat caii, nu? Nu îl dai să-l țină domnul Costel, te rog. Exact, și să vorbească el. Domnul Costel, dați-mi astea. Dați-mi sculile. Sculile. Da, la Costel pot nu știe să vorbească mai mult. Puteți să scoateți mânzul, domnul Dorel, mânzul. Să scoateți mânzul între timp. Ăsta anul trecut. Așa. Op, domn Costel, puneți-i pe bot. Domn Costel, puneți-i pe botic. Anul trecut, calul ăsta. Așa. Vine la mine. Așa. Și avem o iasă. Și? În timp, meream între iepe și vinea 5-6. Și în 3 ore monta în 5-6 iepe. Du-te, mă. Da. Așa bun montator e pretinul. Da, da. A? Făcut sex, bine, zice omul ăsta. Nu. Vezi, bă, dar pe măi, pe ce-i finizat, bă, băiatul mână. Vreau să-ți comontat, am zis de te. Dar ce asta n-ai? Băi, spune-i tu, bă. Băi, șmeche? Pică pula. Bine, mă. Mai, domn Costel, mai. Mai în spate un pic. Nu trebuie. Pa, că e mare ca lui. Lasă-l tine acolo, cu ce. Are timp? Are. E ăsta nici nu e sau celălalt. Da, bă, arde să-l scoale acolo, mă, sexul, bă, dacă e în spate. Să-l scoale. Lasă care timp altă dată.
Acum, dacă te-am pus, eu făcut fac, fac ca lume, tăi. Păi trebuie să te uiți la ceva. Mul eu și paie ta să... Salte și ex! Îmi ares cătălora pe tu podui, ăștia cu poliția. Ala, dona, cumulona, băi, sex! Erau treabă cu oamenii care nu vorba. Da, vedea să nu uite și să glumim. Ia vite aici, tu să... Domnul Zorel, numai un prieten să te ajute. Ia, pe Dorin, Dorin, hai optim, mă! Domnul Dorin, hai dați un pic să ne ajutați. Hai aici! Păi de aia zic, dar luați-l ăsta. Domnul Dorin! Lasă-mă eu, mă! Lasă-mă eu! Hai e poneu meu, mă, Dorine! Îl bat poneu meu? Domnul Dorin! Hai un pic aici, ție-te! Eu poneu! Îl iau poneu meu! Nu, că să nu facem probleme aici. E păla de lăcoce, mă, adă-mi-l aici. Facem probleme și nu-i bine. Nu facem. Nu, zic să nu facem probleme. Dar nu facem. Întrebăm. Întrebare ordinare. Da. Aici Bruno Junior. Da. Un an și 10 luni, pregătit de muncă. Pregătit? Maxim. Nu mă gândi că trebuie. Oi, 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 are ăsta. Dar specificat că e calul de la Spartanu. Da, am uitat să-l salutăm pe Spartanu. Cum? Mai bine un smac. Îl salutăm pe Spartanu. Și o bolte în club, nu să-i stai până la mai bine. Da, cum să nu? Pali Hoita e privat? Da, cum? Păi, dar nu-i prietenul nostru Florin, de la Dilău. De-a nostru. Nu trebuie să ne susținem aici cu toții. O can de-a nostru. Bă, hai să-ți dau calul până-i de grație. Taie, acum are treabă, e la o înghețată. Nu știu că nu prea am vânduie până măcar. O, Paune, fă lătura să meargă rău, dacă la umbră ca proibie. Aici l-avem și pe, cum se zice, Prezianu? Vă salut, vă prezint aici un armăsar, Virgian. Cu? Așa. Domnul Dorin, cum îți zic băieții ăștia tie? Dorinel. Sânge Dorin, sânge Dorin! Hai, cam zăbătoc, mă, ce cu el acela? Așa e. E cald afară. Nu stresați ca ei, pe căldura asta. A, e, la cui? E, la cui? E, la cui? E, mă, bagă! Mai mă, o lume, fac mă, cu două. Am eu și cel mai cumit de cald. Seamănă cu tine. Nu dai eu, Paru. Dorin, e așa să țăi? Asta e? Păi, prezint calul cu altul. E aluminția, aluminția, așa. Aluminția, nu, aluminția. Vezi că l-am făcut lucru, l-am văzut, am văzut. Când? Atunci, aluminția. Hai, lași și cu ăla, hai și cu ăla aici. Pe tine. Hai cu negru ăla la, că mai ai un belgian. Hai aici, mă, la interval. Ba hai odată! Bagă-l și el odată! Bagă-l! Ba hai odată! Hai să pun și pune el! Da, să-l ăla în pulă, nu-l mai pune, că te faci de rușine! Te filmează pe spicul, mă! Hai, bă, cu ăla, încoace! Filmează pe alu... pe alu ticul! Nu treceți prin fața camerei de vedere. O, spic. Arată prezența. Arată prezența la spicul ce nu mai are aversar pe România. De 2 ani. Spicul. Spicul mondialul. Spicul mondialul, mă. Câți ani are, mă? Titus, mulțumim. Hey, Titus, mulțumim. Du-te acolo, Cătăluce. Mulțumim, Titus, mulțumim de prezență. Așa. Hai, pamă, faină. Hai, toată lumea, treceți pe aici. Ultimul viu și eu. Trebuie să fie. Nu mai te băga. Ascultă-mă, că te faci de rușine, nu te băga. De 70 de ani m-a plinit. Ba, mă, te faci bătrân de rușine. Nu te-ai făcut până amunci ceva ce amunci. Aveți grijă. Aveți grijă. Tra-n spate. Bă, treci aici la filmare, mă. Băi, trebuie la filmare, mă! Aici unul vine, altul pleacă, e nebunie, mă! Mai mare, mai mare, cel mai mare, mai mare! Ce să vede, ce să vede, da! Ce să vede, ce mai mare, mai mare, urat!
Da, în legătură nu ce? Nu ce l-am urât? Nu al te mai n-am. Cea mai mare, că le mic. Tu te filmezi, Cristinel. Cristinel, surele de acolo, ai filmat? Foarte frumoase. Ai filmat? Da, dacă le fac, da. Vreți să faceți schimb sau ce? Ce? Am vrut să fac schimb. Ați vrut să faceți schimb, așa-i? Dar cu alte, alte tipuri. Da. Am înțeles. Nu ne-am potrivit. Nada, domnul Cristi. O, scuze. Acula, dar nu că ia. Acum ia stic. Nu da să mai văd. Poate vrea. Foarte. Așa. Ce-o pătit? Le-o scris pe ei. O scris pe ei, eu făcut toate culorile. Oile. PNL. N-o să vă văd. 1000 de euro, zi numai nu. N-o ziceți. Păi ce i-o dat atâta pomponeu? Fii atent că se trage la pune. Ce-i pune? Ăla-i ponei? A ce? Am amintit. Nu, doamne, pute eu ponei. Păi, Cristina, ce aveți pe ăsta? Ponei sau cal? Da, bine, ponei, auzi. Căluți, mai... Calul la des, învățat la călărit. E 2 ani la Osi. De la Osi, du-te, vezi cât a dat la Osi pe ei. Dar nu mă interesează. Da, ascult, tăticu. Stai, vină aici mai aproape la filmare aici. Să ne vadă oamenii, ascult. Să se vadă ochii. Așa. Eu ce mă învăța mama și tata, că în viața mea să nu plătesc prostia lui nimeni, mă înțeleg? Aia nu poți să dai eu seama câți bani ai dat dumneavoastră tale. Nu te interesează. Hai un pic aici. Hai dați acolo. Cu ăsta vreau să clarific o treabă. Dacă îi trebuie, cumpăr. Dacă are bani, dacă n-are bani. Legea târgului. Da. Cine vinde animalul, da. Și e bani, da, plătește. Să plătească al de mașină. Bravo! Animalul... Eu abia aștept! Ascultă-l, ascultă-l! Așa. Vezi că e bike. Suntem mulți animalul, aici acum. Animalul, ascultă aici, dacă dăm așa roata. Da. Animalul să vinde coață sau lanț și-o fie el. Cu căpătul cu... nou. Exact. Și cu actie. Așa. Înțeleg? Da. În târg, omul care cere, când primește jumătate din cât a cerut, să fie bucuros. De acolo începe târgul. Uite, domnul s-a supărat pe mine. Eu i-am dat jumătate din cât a cerut. Înțelegi? N-am înțeles. Deci i-a spus legea târgului. Auzi, eu când făceam apace cu mașini, așa. Când n-ai târgat, nu, auzi, când nu vinzi, nu cumperi, bijnițar de mașini făceam figuri de astea. Da. Le schimbam între noi. Așa fac și ăștia. E da, acum, că e la finalul târgului. E la finalul târgului. Uite, fii atent. No. 1600 ai vândut. Da, du-te. Uite, măi, o cel 2500 îmi dă nici jumătate. Cum nu s-a bătut joc? Cum ai zis că te-mi e că 2500? Fără șaua. Nu trebuie mie șaua, eu îmi dă din cap. Aici, ne certăm. Nu, uite, eu sunt. Nei, Cristine, no, să câștig și eu, atât. Nu, să văd. Eu nu pot pierde în viața mea. Cât a zis? 1800. Ba, trebuie să mai și pierzi în viața. No, nu, în viața mea nu pot pierde. Nu pot, nici să mă pute sare. Nu ziceți. Auzi, când făceai eu cu mașini, ei erau mici. N-are nimica, ei aveau biciclete, vindeau biciclete. Cam
e modă ca, eu fost bun să or, bă, să mor, eu nu mă lasă muiere de sub de dol. Cristinel, îmi mai spui una. Și de aia așa. Să vând. Așa. Auzi, domnul Daniel, ce mai spui la domnul? Zii. Uneori în viață și pui un vață ceora. Eu n-am zis, numai care prost nu știe să învețe. Niciodată nu le știm pe zice, faceți una aici cu domnul Dorel. Hai bă, dai bani, îți dau împrumut, domnul. Hai că să-l dau. Da-ți-i, da-ți-i. Să-ți dau bani împrumut. Da-ți-i, da-ți-i. Vreau să mă lau la nevastă că... Am pierd. Auzi, pe cu aia bani nu poți să cumperi pe mult. Dau diferența, ce vrei? Cât vrei? Mă, fac și eu ca moșu să-ți arătă banii, mă. Cristinel, înseamnă că domnul se gândește că eu nu am bani. Dar uite că eu am bani să-i cumpăr lui Pomei. Uite de aici, domnul Cristinel, că nu vorbesc prost. Așa trebuie. Dar nu-i frică, nu-i frică că buzunarul lui domn Costel. Îți burdușit ceșalul lui. Nu ne lăudă cu banii. Pe mine e mai scumpă decât bani. Păi de-aia zic. Zi noroc aici cum e cu Pomei. Pe cine mă da, mă? Hai, fătă, mă, dracu, de-o nie să știu că câte-i bădă. Vă, aici, cu 1600 de euro, pune-i vândut. Mă, nu știu de ce suche, nu. E vorba de ce suche, nu de ce suche. Uite, pentru tine mai pui 500 și bine. Deja s-a prăbut de tine. Da, e gata, e ultimul târg. De la ăștia nu bem noi altă mașă. Nu, nu. Vii la mine la Han, auzi, când vii la mine la Han, dau un... Dar unde aveți? Unde aveți anul? N-ai văzut? Unde aveți anul? Anul Blaj. Iepuri, nu vezi cum înțelege ăștia, nu mâncă ei. Așa e și moșul, pică, au zis că de 30, de 10 ani mă chinuie să mânce și nu mâncă carne. Cine? De iepuri, moșul. Îl a dus odată pe, când trăia Rudy, pe Rudy. Îl dai frumos să vadă el că mănânc. Și l-a zis pe Rudy, dă-i la Rudy. Pute-te, Dumnezeu, Rudy la pie. Ca și moșul pic nu este aici la noi în județ. Păi eu ce-am zis, că nu-i Barosan, eu l-am educat și pala. Și Barosan și... Eu l-am educat, stai liniștit. No, să trece pe să educație. No, face ceva cu Dorel sau nu? Cu mine, că nu încă 500? Încă 500? 50 de euro? 500 de euro? Bine. A, deci domnul Dorel, atât, când... Atât, așa e, ce? De atunci, atâta... Băi, știi ce-l dau, știi ce-l dau, măi? Îl dau că mai am două iepuțe faine, tot de la ușii, și mă le-am luat la grămadă, eu, dar să câștig, mă, dacă nu câștig, în puța. Cum vă numiți numele mic, mă scuzați? Anu Blaj, Valentin. Domnul Valentin, domnul Dorel dorește să ia la fetița dânsului. Da, de la ușii, l-au vândut cu treaba mea cât, îl dau, că mi pretin. Și rămân și zice îl dau, că am două iepuțe faine și mă, aia fac gașcă, iepuțile și ăsta separat. Mă omor, mă. Am înțeles. Și amul trebuie să face cu moșu, dacă sunteți curioși, fermă acolo sus pe ăsta, nu crezi. Politica, nu mai dau, nu mai dau. Domnul Dorel, oprim, așa e că e politică, da? Da, nu vreau să cât nu. Zic că oprim filmul, nu? Oprește, bine. Nu vine acasă după el, evident. Sergiu, da, acum l-ai achiziționat? Da, Cristine. Am văzut că ai scos un mănânc puternic de bani. Nu, uite. Așa? Foarte frumoasă pereche de cai. Da, bună pereche. Bravo, te felicit. Foarte frumoase. La ce mâncă banii, jlăule? Ce pula, ce e? Că frumos a vorbit. E nu vin muiele, nu vin soafile, nu vin nimic. Da. Da.
Da, domnul Dan. Da, e rezolvat. Ce? Cu hamur, cu, da, cu căpetele. Hă? Da, da. Le-ați văzut? Nu. Ce să văd? De la domnul Costel, parcă de la, parcă de la cumpărături vine. Nu, mă, dar de la atât trebuie să ducă căpestri, ații, trebuie să le ajuta. Da, dacă îmi bagă, dau via ea. Să facem de stăm, parcă arătați ca un moș Crăciun. Da, e moș Crăciun. Păi, nu vă înțeleg. Nu vă înțeleg. Tare greu vă înțeleg. Moș Crăciun. Câte ați luat? 20. Și păi, nu a avut mai multe. Ați vrut să luați 40? Da. La care se potrivesc, mă, omule, nu ca el. Nu, domnul Dan, ce părere aveți? Ce se întâmplă aici? Târguri, copii. Interesant, așa-i? Da, da. Da, da. Am așa, tu tot faci. Nu e alianță. Fac târgă. Ema, ce poți să înveți aici? Ce? Tu, ce poți să înveți aici? Deci mânza ce am adus eu la târg. Așa. Am dat-o la Dorin. Dorin o schimba cu Ionuț și am luat-o de la Ionuț înăpuri. Și o duc acasă. Deci un cer vicios? Da. Și unde s-o câștigat sau unde s-o pierdut? Am fiecare, cred că s-o pierdut câte 200. Fiecare, dar n-ai cum face. Interesant. Important e să facă târg. Cum o zis ăla, nu contează ce lucruri tăzoa. Important e să poți să fii obosit seara, să poți dormi. Așa. Denis, Denis, Denis. Da. Cum stai cu mecanica? Fină. Ai de lucru? Foarte bine, da. Este, pune lui. Uite aici avem o prieten. Este ce bărbate, să ai noroc de să fie cu noroc cât păreaște pe ea. Ce-ai fornit, hoherule? Ce-ai zis? Ai zis, stați viață că faci parodie? Trebuie să spargi în cumva viața.
Nu te rem, stu-mă. Tu ești negustor renumit, prima dată trebuie să sărăcești și pe urmă să te numi negustor. Să-ți dai nume că ești negustor. Că din pe azi pe mâine nu fac mămăliga din tripături. Vorbește Miclea. Zi domnul Dore. Are dreptate. Lasă că pe domnul Dore. Nicla știe mai mult. Negustoria nu-i tu. Ba știe și pe Peter. Că la ruletă și la cai nu poți să-ți ies banii. Niciodată. Da. Dacă vrei noroc să... Merg la femei. Ce târguciori de cai. Exact. Sau și cine n-are niciun bai vie în târguciori de cai, că de acolo își duce bai. Bai, exact. Așa. Când o duce acasă și o apucă colica, e gata. Pune acolo din pe băieții aia cu ultimul rădnic. Acolo-s băieții ultimul rădnic. Ce rădnic? Ultimul miliardar. Ești acolo, uite. Ăștia-s miliardari. Andrei! Dă-te un pic, așa. Stai și tu râi cu ei, nu fă figuri, stai râi cu ei. Nu zici, care e faza cu ei? Acolo sunt ultimul răgnăt. Domnul cu sticla în mână. Ăla-i ultimul răgnăt. Care? Ăla, nenea Costel. Ăla portocaliu? Da. Ha, urcotaliu? Da. Nu, așa că să aveți grijă de el. Și la târgul viitor să vie băieții la târg la Gilău, că aici e târg mare, nu povești. Cum? Următorul târg așteptă mai multă lume. Prima vinere din lume. Aici ai vaca, așa. Da. Să vină cu caii. Să vină cu caii. Acum întorci de aici. Și dacă nu încap cu caii în târg, domnul Doresc? Da. Există loc la noi pentru toată lumea. Da, foarte greu am intrat înăuntru eu. Așa ne organizăm să încapă toată lumea. Așa ne organizăm să încapă toată lumea. Îi scoateți pe cea cu mașina? Da. Întorce-te din coace, fă-ți rog. Dar ce se întâmplă acolo? Uite, aici e mafia. Aici, dă-te nepoții de acolo. Nu, lasă-i, că stresați, da. Stresați acum, bine zice. Bine zice, coleg. Da, uite, ați făcut deja târgul. Dacă nu faci, nu mâine mi-ai. 29 am mutat anul ăsta, nu am mutat. Asta e mânza care mi-a produs acum un pic de adrenalină. Da. M-am pus-o așa un pic lângă camion și dintr-o dată m-am văzut lângă ea. O mânză de un an și 8 luni. Da. E mai puturoasă ea de felul ei. Hop, lasă-o așa. Andrei, aici o mânză de semigreu românesc. Da. Așa e. Da. Un an și 8 luni. Da. Cu minte. Fii atent, dă-o încolo. Dă-o încolo, să o vedem așa. Dă-i, dă-i. Nu se aude peste vot, că nu-i place, că nu știe. A, așa. Dă-i, așa. Pune-o, fii atent, pune-o acolo între mașinile alea două. Așa.
Ăla-i. Andrei, foarte frumoasă. Îți mulțumesc mult. Îți mulțumesc frumos. N-ai pentru ce? Ne vedem. Da. Mă, ce tare. O, o tare.